Salut! Numele meu este Prea Novakovici și astăzi vreau să-ți arăt două studii de caz foarte interesante în care vei vedea cum oameni care au pornit efectiv de la zero, având implementat corect doar o parte din tiparul acesta, da? Deci atenție, doar o parte din el, nu tot tiparul, a reușit să aibă venituri de câteva mii de euro pe lună. Îți voi arăta concret și cât anume, ca să vezi că cifrele sunt foarte realiste. Și începem cu Daniel Zărnescu. Daniel Zărnescu este prietenul și partenerul meu de afaceri. Povestea lui este foarte interesantă. Deși Daniel avea afacerile, să spunem așa, în sânge încă de mic copil, țin minte poveștile lui în care zicea că făcea mașinuțe din hârtie și le vindea celorlalți copii până când ceilalți copii s-au prins cum anume le făcea și își făceau singuri. Și apoi a trebuit să se adapteze condițiilor vitrege de afaceri și să facă alte mici afaceri. Totuși, drumul lui în viață, la fel ca poate al multora dintre noi, n-a fost un drum drept. El a făcut facultatea de litere, ceea ce este foarte interesant. Un om care este talentat și la scris și la partea de litere și care totuși are și abilități de comerciant, să spunem așa, da? De antreprenor, de afacerist. Și după ce a făcut facultatea de litere, deci un domeniu care nu prea are legătură cu afacerile, cu banii, și-a dezvoltat o afacere offline, da? Care nu era pe internet, o imprimerie, și pe care a reușit să o ducă destul de departe, chiar foarte departe, cu mijloacele pe care le avea. Totuși a venit criza, ca pentru noi toți, și afacerea lui a început să scadă în venituri, a început să devină din ce în ce mai greu, nu mai era nicio plăcere să lucreze la respectiva afacere și de prin anul 2009, dacă nu mă înșel, Daniel s-a decis să înceapă și el să facă o afacere online. Așa cum și eu făceam de câțiva ani buni de zile, eu eram un fel de experiment, să vedem dacă reușim sau nu. Ei bine, văzând rezultatele mele, văzând că eu vând cărți online, că fac evenimente, că există posibilitatea să trăiești făcând ce-ți place, având un blog, având o afacere online, Daniel s-a decis să treacă serios pe această nișă, a renunțat la tot ce făcea în afară de asta și am decis împreună să facem un experiment. Și experimentul a fost următorul. Daniel urma să facă un blog, construimimperii.ro, acesta este numele care i-a plăcut lui foarte mult, și va porni de la zero, ca orice alt om care pornește de la zero, fără niciun fel de ajutor. La începuturile lui nu l-am ajutat absolut deloc, nu i-am dat oamenii din comunitatea mea să-l viziteze, nu i-am trimis oameni pe blog, pur și simplu, fără niciun ajutor, a început să-și construiască propriul blog. Da? Și acum vreau să-ți explic exact pașii. Primul pas, vocație, pasiune și talent. Da? Daniel are mentalitatea și atitudinea potrivite, pentru că deja a avut câteva afaceri de succes, printre care ultima, așa cum ți-am zis, acea imprimerie, acea afacere offline. Așa că eu consider că Daniel are mentalitatea și atitudinea foarte potrivite pentru a porni o afacere online și a avea și succes. Dezvoltarea abilităților. Cu toate că are mai multe talente, Daniel, așa cum am zis, este și foarte talentat ca și scriitor, a făcut facultatea de litere, știe ce înseamnă să scrii corect și frumos și literal, da? Daniel a început să-și dezvolte abilitățile și de când s-a decis să treacă pe această nișă de afaceri online, nu cred că a trecut o zi din viața lui, în ultimii 2 ani și ceva, în care să nu citească ceva legat de marketing, ceva legat de afaceri, ceva legat de produse online. Deci tot ce ține de dezvoltarea abilităților, Daniel a citit și a aplicat. Aproape zilnic. Apoi, Daniel a reușit să se poziționeze ca și lider de trip, ca și expert pe această nișă și îți voi explica imediat cum. Și a reușit să înțeleagă ce înseamnă noua educație și că vechea educație, inclusiv de business, nu mai este deloc valid. Adică lucrurile pe care le știam noi despre afaceri, despre cum se face o afacere, inclusiv afacerea penultima lui Daniel, nu mai sunt valabile. Odată cu venirea crizei, toată situația economică mondială se schimbă și modelele economice se schimbă. Și Daniel, cred că și în acest studiu de caz și în următorul pe care am să-ți-l explic, tot timpul vei vedea că acest stâlp al vocației este bine implementat. Da? Adică pasiunea, talentul, acestea există.
Și acesta este stâlpul cel mai mare și cel mai important pentru a putea să-ți faci o afacere de succes online, să-ți faci un blog din care să faci bani, să lucrezi de acasă sau de la laptop sau de oriunde ai calculator cu internet. Da? Acesta este un stâlp esențial și îl vei vedea în toate poveștile de succes. Oamenii care reușesc au acest stâlp bine implementat. Știu talentele, le dezvoltă, da? Și apoi aplică. Bun, hai să trecem mai departe. Marketingul. În cazul lui Daniel, nișa pe care a ales-o a fost afacerile online. Deci cu experiența pe care el o avea din celelalte afaceri, s-a decis să înceapă să ajute pe oameni cu ceea ce se pricepe el cel mai bine. Și fiind hotărât să înceapă acest blog, această afacere lui online, primul pas care a fost să-și aleagă un nume de blog. Da? Să-și facă un blog. Și a ales nișa și a zis, mie îmi place foarte mult antreprenoriatul, eu sunt foarte pasionat de lucrul ăsta. Asta este pasiunea care arde în mine. Îmi plac afacerile. Și ce mi-aș dori, ce mi-ar plăcea să fac, ar fi să îi învăț și pe alți oameni cum să aibă succes în domeniul ăsta. Dar, prima oară trebuie să am eu succes. Și ce înseamnă asta? Asta înseamnă că voi face un blog, voi porni de la zero, voi începe să ofer materiale gratuite, da? Voi scrie articole, după care, din experiența pe care am acumulat-o, voi începe să fac bani. Și din acei bani pe care îi fac, voi face un ghid, care acum îl vezi postat aici, dacă nu era de la început, un ghid care se cheamă 6 pași în 3 luni de zile pentru profit online. Da? Acest ghid s-a născut în urma experienței lui proprii cu blogul Construim Imperii. Și îți voi explica imediat cum a venit această experiență. Bun. După ce și-a ales nișa și-a ales numele, construimimperii.ro și-a cumpărat blogul, da, care este o investiție minimă, apoi partea de copywriting. Ce înseamnă partea de copywriting? După cum vezi, avem articole pe blog, da? Sau avem acest titlu, 6 pași în 3 luni pentru profit online. Copywriting-ul înseamnă să găsești cele mai potrivite cuvinte și formule de exprimare, astfel încât când un om care n-are nicio legătură, da? Intră pe blog aici și zice, ce se întâmplă aici, ce-s cu astea, ce-s cu articolele astea. Când se uită aici, el să fie atras magnetic de aceste cuvinte. Oamenii citesc, așa cum am mai spus, titlul prima oară. Dacă titlul nu este interesant, dacă nu îi face să treacă la acțiune, oamenii pleacă. De aceea copywriting-ul este această artă de a face omul, de a păstra atenția omului, de a vorbi pe nevoile lui. Este practic o altă sublatură a psihologiei, dacă vrei, așa cum și marketing-ul este. Copywriting înseamnă să știi ce titlu să pui aici, astfel încât omul să fie atras de acest titlu. Și bineînțeles, e clar că îi oferi ceea ce îi promiți în titlu, dar titlul trebuie să fie ales, pentru că dacă era un titlu banal, ghidul afacerilor online, pur și simplu, nu era un titlu la fel de atrăgător ca și 6 pași în 3 luni pentru profit online. În copywriting se spune că e foarte important că de la numele blogului până la titlul de articole, până la titlul de produse, gratuite sau pe bani, titlul trebuie să fie concret, specific și cu rezultat tangibil. Da, aceasta este regula. Este concret pentru că îți spune exact ce faci, profit online. Este specific, sunt 6 pași în 3 luni și este tangibil. Adică ai faci 6 pași și obții în 3 luni de zile profit online. E clar. Da, acesta este copywriting-ul. Ți-am explicat foarte pe scurt. Apoi, conținutul, un element esențial al oricărei afaceri online, mai ales a unui blog. Daniel are, dacă nu mă înșel, am numărat aseară, 60 de articole. Așadar, doar 60 de articole și vei vedea ce rezultate extraordinare a atins deja, iar potențialul lui Daniel este uriaș. Așadar, are 60 de articole, pentru că dacă dau la next page aici, sunt 10 articole pe pagină și Daniel are 6 pagini în total. Acestea sunt primele lui articole. Da? Și a scris frumos despre profile psihologice. Da? 10 articole pe fiecare pagină. Sunt 6 pagini, 60 de articole până astăzi. Cu siguranță vor urma multe altele. Conținutul este foarte, foarte important. Da? Prin conținutul acesta gratuit pe care Daniel l-a oferit, el a reușit să câștige încrederea, respectul vizitatorilor lui. Pentru că oamenii când citeau aceste articole, își dădeau seama că Daniel știe ce face și știe ce spune. De exemplu, acest articol. Da? Are 113 comentarii. Un articol care nu este foarte lung, însă este bine făcut. Respectă aceste reguli de copywriting și de conținut. Pentru că există anumite formule prin care creezi un conținut foarte calitativ.
indiferent că este text, indiferent că este audio sau video. Da? Bun, îți voi explica imediat și de ce sunt importante comentariile la un blog și de ce e important să răspunzi la ele, dar hai să vedem mai departe. Bun, trafic. Pentru ca blogul tău și afacerea ta online să prindă viață, are nevoie de vizitatori, clar. După cum vezi aici la fiecare articol lui Daniel, sunt aceste butoane sociale, da? În care ai Facebook, ai Twitter și ai Google+. Da, un articol din genul ăsta, acesta are 53 de like-uri pe Facebook. Una din uneltele principale lui Daniel este și pagina lui de Facebook pentru blog, Construim Imperii, și contul lui personal de Facebook, pe care a început să-l folosească mai serios din acest motiv, din motiv de marketing, în principiu. Și pe măsură ce Daniel scrie articole, au început să vină vizitatorii pe blogul lui, din diverse surse, de pe forumuri, oameni care căutau pe Google, da? Îți voi spune mai târziu cu lux de amănunte care sunt toate tehnicile de a aduce trafic. Ideea că ți-e foarte important să reținem că Daniel a început de la zero, da? Deci efectiv și-a pus blogul, a scris primul articol și a început să adune lume, dar puțină la început. De pe diverse forumuri, oameni care îl cunoșteau deja, au început să vină vizitatori, au început să recomande, a început de pe Facebook să vină lumea și încet, încet, au început să crească o comunitate, dar îți voi arăta imediat cum anume a făcut lucrul ăsta, da? Deci au început să vină vizitatori, au început să scrie articole gratuite, totul era gratuit, nimic nu era pe bani la început, da? Și apoi, conversie. Ei, aici vine partea foarte, foarte interesantă. Ce înseamnă conversie? Conversie înseamnă că atunci când eu sunt un om de pe net care am găsit pe Google articolul ăsta, da? Ce afacere să încep? Și mă interesează lucrul ăsta. Am căutat pe Google ce afacere să încep. Da? Dacă dau acum pe Google. Da? Văd aici așa, Construim Imperii, ambele părți pe prima pagină din Google. Da? Și am ajuns pe articol. Și vreau să arăt chestia asta într-o fereastră incognito, da? care nu-mi ține minte datele mele, ca să vezi ce se întâmplă pentru vizitator nou-nouț care vine pe site-ul lui Daniel. Da, omul începe și citește, vede titlul și începe și citește frumos. Se uită în dreapta și vede, downloadează acum ghidul 6 pași în 3 luni pentru profit online, gratuit. Dar zice, mă, poate nu sunt încă hotărât. Și hopa, acesta este unul dintre cele mai bine păstrate secrete ale afacerilor online de succes. Secretul că atunci când vine un vizitator este să îi poți lua adresa de e-mail. Este esențial, este extrem de important. Banii practic din asta vor veni. Pentru că este singura modalitate prin care tu poți să deții controlul comunicării și a relației pe care o creezi cu oamenii care te vizitează. Dacă n-ai e-mailul lor, cum îi contactezi? De unde știi tu când ai un mesaj nou pentru ei, când ai un articol fain nou, când ai un PDF gratuit sau un produs? Cum știi să-i contactezi? Să le spui salut, uite, am creat ceva nou. Deci n-ai cum dacă nu găsești o modalitate de a comunica cu ei. Iar e-mailul rămâne cea mai puternică armă în internet marketing. Da? Și acesta este un plugin care se cheamă Pop-up Domination și pe care o să-l vezi pe majoritatea site-urilor și acum este doar la început și ai să vezi că într-un an de zile de acum încolo toate blogurile vor avea chestia asta. Toate afacerile online dacă vrei. Da? Și tu poți să închizi dacă nu te interesează. Da? Aici se folosește din nou copywriting foarte ca lumea. Află cum poți să pornești o afacere de la zero, pas cu pas, până la profit. Da? Îți spune cele mai importante beneficii pe care tu le vei avea dacă bagi numele și adresa. Da? Dacă nu vreau, nu bag. Dacă vreau, îmi bag adresa de e-mail aici. Da? Și trimite materialul acum. Și voi reveni imediat ca să-ți explic întregul proces, ce se petrece. Da? Deci, pur și simplu, există două modalități prin care Daniel ia e-mailul unui om de pe blogul lui. Odată, ori omul își bune aici așa datele, ca să dea jos ghidul gratuit, ori apare acel pop-up pe care omul poate să-l închide dacă consideră că nu e încă vremea să-și bage e-mailul. Și asta este esența și secretul unicul, dacă vrei, unicul secret al profitului și al banilor pe internet. Dar îți voi explica mai departe exact tot tiparul. Bun. Asta înseamnă conversie. Deci conversie înseamnă câți din vizitatorii care vin la mine pe site reușesc să-i transform în înscriși la lista mea de e-mail. Da? Există o rată de conversie, așa se numește. Cât la sută din 100, câți oameni din 100 își bagă e-mailul? Da? 20, 30, 15, da? Aia este rata ta de conversie. Conversie se poate întâmpla din vizitator în înscris sau din înscris în client plătitor. Da? Există mai multe trepte, dacă vrei. 4, 5, sunt mai multe trepte de conversie.
care încep de la un simplu vizitator care nu știe nimic despre tine și despre blogul tău, până la un client fanatic care îți cumpără toate produsele, da? Deci, bineînțeles, există pași prin care îi poți duce pe oameni până de la un vizitator care nu știe despre tine până la un client fanatic, să spun așa. Bun. Îți voi vorbi și despre pașii aia imediat. Mai departe, deci până acum este foarte clar ce s-a întâmplat, da? Sunt lucruri simple pe care orice om le poate implementa. Repet, Daniel n-a primit niciun fel de ajutor de la nimeni când a început. Platformă. Platforma, să trec repede peste asta pentru că deja am vorbit despre ele. Sunt mai multe tipuri de platforme pe care le poți folosi. Daniel a folosit blogul, da? Și a făcut un blog WordPress. Sunt sute de milioane de bloguri pe net de WordPress. Toată lumea are. Facebook-ul a folosit, da? Contul lui de Facebook pur și simplu și o pagină de Facebook, dar contul lui personal este esențial. Și e-mail-ul, da? Ți-am arătat acum capturează e-mail-ul, îți voi arăta mai departe și cu ce serviciu face lucrul ăsta. Da? Deci asta a fost platforma pe care a folosit-o și pe care o folosește chiar și acum. Mai departe, audiența. E-mail marketing, da? Acesta este Aweber, așa se numește, da? Aici avem noi listele noastre de e-mail. Aici este lista lui Daniel, Construim Imperii, în care are 4696 de oameni înscriși. Da? Așadar, toți oamenii care vin și își bagă adresa de e-mail aici în dreapta sau pe acel pop-up pe care l-ai văzut, intră aici. Și acesta este, acum Daniel, sper să nu se supere pe mine prea tare că intru în intimitatea lui, că nu-i prea place să intre în intimitatea lui. Acestea sunt e-mail-uri pe care Daniel le-a trimis. Da? Pur și simplu. Ultimul e-mail a fost cu lansarea. O să ajung și la lansarea aceasta, că este esențială pentru tine. Da? Zicem un anunț important și o rugăminte. A trimis e-mail-ul la 4464 de oameni. Da? Deci, pur și simplu, acesta este serviciul Aweber, care este extrem de important pentru a putea face bani online. Aweber se numește. Da? Adică, există multe posibilități și multe servicii prin care tu poți să iei e-mail-ul unui client, unui om, unui vizitator pe site-ul tău. Asta este foarte, foarte important să o faci ca un profesionist. Iar Aweber este cel mai bun serviciu din lume pentru lucrul ăsta. Pentru că îți permite să ai control foarte mult asupra cui trimiți, la ce oră trimiți e-mail-urile, se asigură că ajunge în inbox la oameni, da? Pentru că există o mare problemă cu spam-ul astăzi și foarte multe e-mail-uri ajung în spam. Însă noi nu facem lucrul ăsta deloc. În afacerile noastre online, noi cerem omului să-și bage adresa de e-mail, după care cerem să confirme, adică trebuie să meargă în e-mailul lui, găsește e-mail de la noi și spune: salut, am văzut că te-ai înscris, te rog să confirm că te-ai înscris și că tu ai băgat adresa. Și omul trebuie să apese click pe un link ca să confirme și abia apoi intră în această listă. Deci noi nu trimitem e-mail nimănui fără să primim permisiunea. Însă oamenii ne dau permisiunea pentru că noi le oferim foarte multă valoare gratuită. Foarte multe articole gratuite, PDF-uri gratuite, video-uri gratuite, MP3-uri gratuite la început, da? Bun. Ți-am explicat platforma, acum audiența. Așa încep să creezi o audiență. Și așa începe să vină traficul pe site-ul tău. Noi când dăm un e-mail listei de e-mail, da, pe care o avem în Aweber, când dăm un e-mail, numărul de înscriși zilnic pe care avem crește. Pentru că oamenii își recomandă unii la alții, trimit alți oameni pe blog. Și practic traficul tău începe să crească foarte mult doar din această sursă. Bineînțeles că tu folosești mai multe surse, dar una din surse este pur și simplu să dai acele newslettere din Aweber, oamenilor din lista ta. Trimiți oamenii la un articol, da? Trimițându-i aici la articol, oamenii citesc, dau share pe Facebook, trimit la prieteni, da? Și astfel se creează o audiență. Tu dându-le lor articole gratuite, oamenii îți lasă comentarii. Da? Și pur și simplu încep să creezi o comunitate, încep să devii, ce ziceam aici la început, da? Lider de trib expert. Ține minte, Daniel a început de la zero, când nimeni nu știa nimic despre el și cine este. Da? A început acum mai puțin de un an de zile să facă lucrul ăsta. Mai departe, customer service și interactivitate. Lucruri extrem de importante. Dacă ne uităm la un subarticol la Daniel aici, oamenii lasă comentarii, vorbești și între ei dacă vrei, dacă vezi. Așa? Și Daniel, bineînțeles, intervine și când oamenii îl întreabă ceva, Daniel le răspunde acestor oameni. Și după cum vezi, răspunde cam la toate mesajele care îi vin. Acesta este următorul pas în crearea unei comunități sănătoase, în crearea tribului tău, dacă vrei, da? Interacțiunea este extrem de importantă, să fii acolo prezent, nu pur și simplu să-i lași pe oameni să orbecăie, ci ești acolo alături de ei, da? Și te folosești această interactivitate și customer service, iar customer service are două aspecte. Unul, răspuns la oameni pe blog. Și doi, răspuns la clienți, dar imediat ajungem și la partea de bani. Până acum nu s-au făcut bani.
totul a fost gratuit, da? Câteva luni de zile, cam 2-3 luni de zile, Daniel a oferit toate aceste lucruri gratuit, n-a cerut bani, ci pur și simplu s-a focusat, s-a concentrat să-și crească lista de e-mail și să crească încrederea și relația pe care el o are cu oamenii care îl vizitează, da? Și există un tipar cu 5 pași pe care noi îl implementăm și ți-l spun foarte pe scurt. Pasul 1, trimiți trafic pe blogul tău, da? Lumea vine pe blog. Prin diverse mijloace, ți le-am spus o parte din ele, există mult mai multe pe care le vom aprofunda. Bun, deci lumea vine pe blogul tău, este pasul 1. Pasul 2, îl convertești. Îl faci să-și bagi e-mail-ul. Pasul 3, îi trimiți conținut de calitate gratuit, PDF-ul, articole pe blog și începi să creezi relație cu el. Iar pasul 4, îi ofer un produs sau un serviciu, da? Pe care omul să plătească bani. Și dacă omul te știe deja și consideră că ceea ce tu oferi este valoros, da? După cum vezi, nu e nimic ascuns aici, nu există șmecherii, nu există subterfugii, nu există absolut nicio păcăleală. Este o chestie pe termen lung care funcționează extraordinar de bine. Adică tu oferi omului ocazia să te cunoască, să vadă ce faci, să vadă ce materiale oferi tu, gratuit. Și apoi, dacă omul dorește, îi spui, uite, am și niște produse. Și acum trecem la partea de produse la Daniel. Da, deci pasul 4 din acest tipar cu 5 pași este produsul, iar pasul 5 este crearea relației mai departe cu clienții plătitori. Pentru că până acum am creat relații cu clienți, de fapt cu vizitatori care nu sunt plătitori. Sunt doar înscriși la lista noastră, oameni din tribul nostru, da? Care nu sunt clienți. Bun, pasul 5 și acum începem să facem bani. Deci după 2-3 luni de zile în care Daniel a făcut lucrurile astea pe gratis, da? După cum vezi, îi spune ghidul în 6 pași în 3 luni pentru profit online. Deci după 3 luni de zile, Daniel a lansat Jurnalul Generalului, care este o agendă. Acum vreau să explic cum anume s-a născut produsul ăsta. Daniel este, ca tip de personalitate MBTI, este ISTJ. Asta înseamnă că este un extraordinar de bun organizator. De aceea noi l-am și poreclit generalul și tiparul lui de personalitate îl recomandă exact pentru a fi un general. Și Daniel, fiind pasionat de lucrul ăsta, fiind extrem de atent la organizare, în fiecare dimineață la cafea își începe agenda zilnică, după ani de zile de făcut lucrul ăsta cu succes, a spus, mă, ce pot eu să ofer oamenilor acum valoros? Și a spus, hai să le fac cu modelul meu de a mă organiza, pentru a fi oamenii mai productivi, indiferent de domeniul în care ei acționează astăzi. Și a făcut acest jurnal al generalului, da? Și pe lângă a oferit acest CD, da? Fi cea mai bună variantă ta cu niște materiale gratuite, video, Arta Războiului la lui Sun Tzu, și aceste 3 ghiduri, MBTI pentru oameni de afaceri, 7 idei de afaceri online și cum să câștigi o oră pe zi, timpul nu se câștigă, se negociază, de la Bogdan Vaida. Bun, acesta a fost primul produs al lui Daniel după 3 luni de zile în care ai văzut ce a făcut, da? A scris materiale gratuite de calitate și multă lume zice, da, dar eu nu pot să scriu materiale gratuite de calitate că nu mă pricep la nimic. Păi asta înseamnă dezvoltarea abilităților, talentele, da? Îți voi spune și cum să le dezvolți imediat. Deci Daniel efectiv a creat ceva ce i-a fost destul de ușor să creeze pentru că îi vine natural. El este un organizator natural. Și a zis, mă, ce produs pot să creeze eu, primul meu produs, care să fie de maximă valoare pentru oamenii care mă citesc. Și a făcut Jurnalul Generalului, da? Dacă dau click aici, vedem oferta. Da? Aici, acestea sunt mărturii. Deci ce vezi acum este o scrisoare de vânzări. Da? Te vă învăța și cum să faci o scrisoare de vânzări când ai un produs. Are mărturii, se folosește din nou de copywriting, da? Adică această artă de a scrie astfel încât eu ca și cititor să fiu interesat, să mi se păstreze atenția, dacă vrei, asupra mesajului lui Daniel, da? Ți se spune ce anume primești, din nou mărturii de la oameni care îl știu pe Daniel și care folosesc produsele lui, explicația detaliată, da? Și comandă, pur și simplu. După cum vezi în comentarii, totul este foarte transparent, oamenii pot să lase feedback, să spune ce le place, ce nu le place, ce ar vrea îmbunătățit, da? De aceea îmi place foarte mult acest gen de afacere, pentru că este real, este cinstit și este orientat spre a oferi valoare lumii, da? Nu uita ce spun tot timpul, vocația înseamnă să poți să faci lumea mai bună prin talentele și prin vocația ta. Iar prin acest gen de afacere exact asta faci și potențialul este maxim, adică doar de tine depinde unde te vei opri. Nu există limită la cât de mult poți să te dezvolți, câți oameni să te urmărească, câți bani poți să faci. Da? E bine, Daniel a lansat produsul acesta, a vândut câteva sute de agende și acum vinde, cred că face în jur de 1.000-1.500 de euro pe lună din vânzarea acestor agende. Și cum le vinde? Pur și simplu, scrie un articol, da? Gratuit, lumea vine. Cu ce afacere să încep?
Și când intri pe blog, vezi produsul și dacă te interesează, cumperi, dacă nu, nu. Da? După care vine un alt articol de la Daniel. Cele patru limbaje ale influențării oamenilor. Lumea vine, vine traficul, da, vin înscrișii, citesc, dau share pe Facebook și văd din nou asta. Și cine spune, măi, e timpul să încep să mă organizez mai bine și să fiu mai productiv, să am rezultate mai bune în viață, ia, hai să-mi iau și eu agenda asta. Da? Și se cheamă venit pasiv, adică Daniel nu mai lucrează acum pentru a vinde acest produs. A muncit când a fost timpul. Și asta îi permite să se ocupe de următorul produs. Da? Și asta, acum voi trece la următorul produs. Deci așa, dar ce produse poți să faci? Cărți tipărite, da? Cum e cazul lui Daniel, sunt materialele tipărite. Poți să faci audio, poți să faci cărți electronice doar PDF-uri, da? Poți să faci evenimente live, poți să faci seminare, workshop, bootcamps, cursuri online, coaching 1 la 1, webinarii, produse fizice, servicii. Și acum, vreau să spun un miracol pe care Daniel l-a făcut. După niciun an de zile de la lansarea blogului lui, da? În care ți-am arătat exact pașii pe care a făcut, da? De la zero, ține minte. Și a ajuns să aibă un venit de 1.000-1.500 de euro în medie pe lună, pentru că atunci când a lansat agenda a avut și mai mult, dar dacă împărțim pe luni de zile, cam atâta iese. Imaginează-ți cum ar fi ca tu în 3 luni de zile, 3-6 luni de zile să zicem, să poți să ajungi la un venit de 1.000-1.500 de euro pe lună din blogul tău. Și ai văzut cât e de simplu, ai văzut că blogul lui Daniel are 60 de articole pe el, atât. Da? Și a făcut minuni doar cu lucrul ăsta și pornind de la zero, insist pe lucrul ăsta. Mai departe, ce a făcut Daniel în continuare este o minune, din punctul meu de vedere. Și vreau să-l felicit și acum pentru lucrul ăsta. După ce a strâns acești oameni, 4.500 au fost în lista lui, da? După ce și-a creat o reputație și lumea deja știa că Daniel e bun în ce face și chiar te poate învăța și să faci profit online și să-ți faci afacerea ta online și să te organizezi mai bine, ce a făcut Daniel? Daniel a făcut un nou produs căruia i-a spus Mentorship for Internet Business și a făcut un nou site, da? Pentru că acum din banii pe care a avut și-a permis să investească o mică sumă pentru a face un nou site, l-a cumpărat, MIB Concept se cheamă, el este Grațian, el este Daniel, foarte, foarte faină ideea de a poza ca Man in Black, da? În costume și-a făcut o pagină specială pentru un nou produs. Și care este produsul? Este un curs care costă 500 de euro, da? În care Daniel și cu Grațian te învață cum să faci exact ce a făcut Daniel. Da? Cum să-ți pornești afacerea ta online. De la zero. Da? Și este un curs care costă 500 de euro. Aici sunt toți pașii. Da? Bonusurile pe care le oferă. Da? Vei putea tu să mergi pe site. Ideea că în acest moment cursul este închis și aici vine minunea de care îți vorbesc. Daniel a lansat acum câteva zile, nu mai țin minte exact câte, o săptămână, 5 zile, a lansat acest curs online care costă 500 de euro de persoană. Și are mai multe, durează 4 zile la predeal o întâlnire în care toți cursanții se întâlnesc și li se explică ce au de făcut și li se arată toți pașii, după care 6 luni de zile de coaching, adică sunt urmăriți și se lucrează unul la unul cu fiecare, de aceea este așa scump, da? Și prețul este foarte mic de fapt, numai că e mai mult un pic decât o carte sau o agendă, da? Care costă 100 de ron sau 50 de ron sau 200 de ron, da? E bine, vreau să spun că inițial au fost 20 de locuri disponibile. Da? S-au vândut în prima zi. În a doua zi și a treia s-au mai vândut 20. Așadar, Daniel a făcut două grupe în loc de una, cum și-a propus inițial. În 3 zile a vândut 40 de locuri la cursul lui, a câte 500 de euro fiecare. Cu un calcul simplu ne spune că sunt 20.000 de euro. Da? La un curs. Cu acest blog, care are 60 de articole pe el. De ce a avut Daniel 40 de înscriși? Pentru că în toate aceste luni de zile în care el a oferit materiale gratuite, acest produs, jurnalul generalului, a răspuns la comentariilor și e-mail-urilor oamenilor care i-au scris. În toate aceste luni, Daniel a reușit să creeze o legătură foarte bună, da, acest pas, tiparul cu cei 5 pași. L-a făcut foarte bine. Adică a reușit să creeze o legătură foarte bună, oamenii au spus, mă, Daniel e bun în ce face, știe ce face și poate să ne ajute și pe noi. Da? Dar Daniel a făcut lucrul ăsta ca făcând parte dintr-o strategie. El știa de la început, din prima zi, când a început ce va face. De aceea este foarte important să ai această viziune globală, această strategie a tuturor pașilor, ca să știi exact încotro te îndrepți și ce vrei să obții. Așadar, în câteva luni de zile, din momentul în care a pornit de la zero, nu doar că Daniel a revenit pasiv de 1.500 de euro pe lună, dar a reușit să facă un curs care a adus în 3 zile 20.000 de euro. Ce zici de lucrul ăsta?
Și este un lucru pe care orice om poate să-l facă dacă vrea. Dacă are o dorință arzătoare în el. Dacă are acest prim stâlp implementat, da? Ei bine, pe lângă jurnalul generalului care se încadrează aici așa, Daniel a făcut, putem spune, un eveniment live combinat cu un bootcamp, dacă vrei, sau workshop, da? Pentru că sunt foarte multe lucruri practice acolo. Ultimul pas vine managementul. Managementul finanțelor, da? Daniel are o firmă, Step Out Media, în care suntem parteneri. Și eu fiind tipul mai artist din echipă, Daniel se ocupă de partea de contabilitate, de legalitate, de impozite și așa mai departe. Da, viața personală. E foarte important să ne ocupăm, repet, de sport, de alimentație, de somn, de odihnă, ca să putem fi productivi. Echipa noastră, da? Suntem 15 oameni în echipă, dar noi nu avem angajați. La noi în echipă, deci suntem 15 oameni, dar noi nu suntem angajați. Noi lucrăm pe bază de parteneriate, pe bază de proiecte. Da? La proiectul MIB, Daniel s-a asociat cu Grațian. La alte proiecte mă asociez eu cu Daniel. La alte proiecte, Andreea Pap cu mine și cu Mariu Simion. Da? Deci ne asociem între noi, depinde de proiect. Dar noi nu lucrăm, ne ajutăm enorm de mult unii pe alții. Avem băieți, Valibora, da, Raul Canta sau Leonard Dobre, care sunt programator, oameni tehnici, designer. Avem Elena, care e designer, grafician. Da? E Sârbu, care e la partea de distribuție. E Marina, care ajută la partea de organizare. E Mirel, Chitic. Da, suntem o echipă întreagă, dar nimeni nu lucrează pentru nimeni ca angajat. Ci lucrăm pe bază de procente și proiecte. Și ne ajutăm unii pe alții. Da? Partea de management este extrem de importantă. Timpul și energia. Ca să putem crea, ca să putem scrie articole, ca să putem crea produse, ca să putem face cursuri, trebuie să ne dedicăm anumite ore din zi special pentru asta. De aceea e foarte important acest stâlp ultim al managementului. Bun, aceasta este povestea de succes a lui Daniel Zărnescu. Da? Un om care îți poate dovedi oricând cum poți de la zero să pornești și să ai business-ul tău online. Da? Dacă n-ai dat jos încă acest ghid, te rog să o faci. Este un ghid extraordinar în care Daniel îți explică mai bine decât o fac eu cum anume a reușit el să facă toate aceste lucruri. Da? Bun. Mai jos, dacă te uiți, ai programul Impulsul. Da? Impulsul pentru vocația ta. Descoperă-ți vocația și fă bani cu ea. Varianta 2.0. Da? Sunt 10 module pe care se le vei vedea mai jos. Jumate din cursul Impulsul pentru vocația ta este dedicat acestui stâlp. 5 module sunt dedicate vocației, pasiunii și talentului, pentru că acesta este stâlpul tău de succes. Dacă ai asta, ceilalți pași ți poate arăta Daniel, ți poate arăta eu, da? Ți poate arăta aproape oricine. Sunt pași clari în marketing. Nu i-am inventat noi, ci noi i-am implementat cu succes. Da? Nișă, copywriting, conținut, trafic, conversie, partea de marketing, platformă, blog sau Facebook sau toate, YouTube, Skype, email, webinarii. Audiență, produse și servicii, management. Toate sunt lucruri pe care le poți face pas cu pas. Știi pasul, implementezi, ai rezultatul. Acest pas însă este mult mai delicat, este psihologic. Și de aceea în cursul meu am făcut lucrurile în așa fel încât să dedicăm primele 5 module doar descoperirii vocației și a dezvoltării talentelor tale. Da? Modulul 1, înlăturarea obstacolelor în calea descoperirii vocației. Modulul 2, personalitatea necesară, pentru că sunt lucruri psihologice foarte importante. Nu poți să sari pur și simplu vreau să fac bani. Poți să sari, dar niciodată nu vei avea rezultate. Sau cel puțin nu le vei avea pe alea pe care le poți avea cu adevărat. Daniel a mers pe ceva ce este în mod natural bun. A mers pe ceva ce îl pasionează. Antreprenoriatul, afacerile online, comerțul electronic. Da? Modulul 3, descoperirea talentelor. Ce talente ai? E important să le descoperi. Da? Avem teste, avem acest... Te las pe tine, nu vreau să-ți povestesc foarte mult acum, te uiți tu mai jos și vezi exact despre ce e vorba, da? Dezvoltarea talentelor în abilități, cum să fim buni în ceea ce suntem talentați și pasionați, să fim experți, da? Daniel n-ar avea niciodată rezultate dacă n-ar fi bun în ceea ce face. El chiar te poate ajuta să ai succes, pur și simplu. Transformă-ți talentele în bani, da? Acesta este ultimul și al cincilea modul din partea aceasta psihologică, da? Și apoi urmează partea tehnică pe care tocmai ți-am arătat-o. Partea de marketing, cum anume să-ți găsești nișa, cum să faci copywriting, cum să creezi conținut, cum să duci trafic și cum să convertești oamenii. Da? Apoi platformă, cum să-ți faci un blog, cum să folosești toate aceste unelte, Facebook, YouTube, Skype, email. Da? Platforma. Apoi audiența, da? Cum anume creezi o audiență care să aibă încredere în tine, care să te placă și care să știe că tu ești acel om care îi poate ajuta. Da? Apoi produse și servicii, toate tipurile de produse și servicii și cum anume le poți crea și le poți pune la vânzare. Da? Și apoi managementul, echipa, viața personală, finanțele, timpul și energia ta. Da? Acesta este pe scurt cursul Impulsul la care te invit să te înscrii. Da? Costul este 141 de euro. Are 10 module. Este un curs foarte, foarte consistent.
o parte din lecții sunt postate deja aici. Aceasta este înăuntru, practic când te înscrii, așa va arăta platforma de curs. Ai toate lecțiile aici. Când intrăm pe una, da, și ne uităm. Acesta este modulul de bun venit la curs. Sub fiecare material video ai un MP3 și de multe ori un PDF, când e cazul. Majoritatea lecțiilor au și un PDF. Da? Material auxiliar PDF sau audio. Și ai materialele video care durează între 10 minute și 20, cam fiecare. Da? Până acum sunt postate 34 de lecții, adică primele 5 module de la partea de vocație și urmează și celelalte 5 module de partea tehnică, dacă vrei, partea de business, de afacere online. Da? Ok, înainte să închei, vreau să spun un caz de succes care din nou m-a surprins. Să mergem pe Facebook acum și am să spun de ce m-a surprins. Oxana Bucancea este un make-up artist, da? Și iar Oxana Bucancea are, la fel ca și Daniel, foarte clar stabilit vocația ei, pasiunea ei și talentul ei. Îi place foarte mult să facă machiaje. A făcut cursuri, s-a specializat, este foarte, foarte talentată și foarte bună în ceea ce face, da? Deci are acest stil de care îți spuneam că acest stil este esențial pentru succes. Dar ceea ce este foarte interesant la Oxana este platforma pe care ea lucrează, și anume Facebook, și atât. Oxana a venit din Chișinău, din Republica Moldova, și s-a mutat în Timișoara din septembrie. Toți clienții ei, pentru că în make-up, în principiu, clienții trebuie să iai în local, nu? Pentru că la Daniel, după cum ai văzut, lucrurile sunt online, toate. Oxana are nevoie de clienți fizici, da? Dacă sunt nunți și trebuie să facă machiaje, dacă sunt orice fel de evenimente, de seară, de zi, Oxana trebuie să fie acolo să machieze clienții. E, venind din Chișinău în Timișoara, în septembrie, a lăsat toți clienții în Chișinău și ea, practic, trebuie să înceapă și ea de la zero. Și ce mi s-a părut fascinant este cum Oxana, pornind de la zero, doar cu ajutorul Facebook-ului, a reușit să-și creeze o audiență extraordinară și acum 3 săptămâni, o lună de zile, a făcut un curs în Timișoara despre make-up, de machiaje, împreună cu o colegă, cu o profesoară de-a ei, Natalia, care este și ea din Chișinău. Și în Timișoara, unde nu cunoștea nimeni în septembrie, a reușit să aducă 20 de cliente plătitoare, a umplut sala de curs de machiaje, da? Doar cu ajutorul Facebook-ului. Și știu exact cum a făcut. Oxana și-a organizat Facebook-ul și a început să împartă contactele și a spus: alți colegi make-up artiști, potențial clienți. Efectiv și-a împărțit Facebook-ul și doar punând mesaje, punând poze, da? Dacă te uiți la pozele Oxanei, să vezi foarte, foarte multe poze cu lucrările ei, da? My Make-up Works, de exemplu. Poți să intri și tu pe profilul ei și vei vedea mai multe aici, mai multe lucrări de ale ei. Ideea e că doar folosindu-te de Facebook, a reușit să umple o sală de curs și m-am uitat exact cum anume a reușit să facă, pentru că eram foarte curios cum anume de la zero, când nu mai ai niciun client, poți să ajungi să ai un curs plin doar cu Facebook-ul. Și există o strategie foarte clară de a folosi Facebook-ul și acum Oxana, la insistențele mele, în sfârșit și-a pus la punct blogul. Și imaginează dacă până acum a avut succes. Deci Oxana face machiaje ea, face cursuri și vinde produse de la Atelier de Paris. Deci sunt trei direcții prin care ea poate face bani și face bani. Ea machiază cu mânuța ei odată, are produse de vânzare pe care alți make-up artiști le pot cumpăra și are cursuri în care învață pe alții să facă make-up. Da? Deci sunt trei nișe diferite în care ea poate face bani. Și doar cu Facebook-ul. Și abia acum și-a implementat. Deci din toate platformele acestea, ea folosește doar Facebook-ul. Acum abia începe să folosească și blogul și probabil va folosi și YouTube. Da? Acesta este blogul ei, care acum este abia în construcție. Și vei vedea mai multe în zilele ce vin despre el. Bun. Deci se poate reuși cu minimul necesar dacă ai această parte bine pusă la punct. Da? Oxana nu știe foarte bine copywriting, nu știe multe din lucrurile pe care Daniel știe foarte bine. Dar totuși are succes. Da? Pe Facebook, online. A venit în Timișoara, nu știa nimeni, a umplut o sală de 20 de fete la curs. Curs care a costat 190 de euro, ceva de genul ăsta. Deci din nou Oxana câștigă 1000-1100 de euro pe lună din pasiunea ei, folosindu-te doar de Facebook. Dar are bine pus la punct lucrul ăsta, pentru că Oxana este foarte bună în ceea ce face. Altfel n-ar avea rezultate, nu? De aceea îți spun, când începi să faci bani într-o afacere ta, o afacere online, nu te concentra foarte mult la început pe chestia asta. Da? Acestea se știu, acestea sunt pași tehnici pe care îi implementezi. Îi poți învăța, oricine îi poate învăța.
Dar dacă vrei cu adevărat să ai succes, asta e important. Partea asta este foarte importantă. Trebuie să fii bun în ceea ce faci și trebuie să fii pasionat de ceea ce faci. Ok? Iar acest lucru eu te învăț să-l faci în cursul despre descoperirea vocației. Da? Ai toată descrierea cursului mai jos, am să te rog să o citești, da? Dacă ai orice întrebări, te rog să-mi scrii la support@impulsul.ro cu un singur p, stai că-ți și arăt acum adresa, da? Orice întrebări sau nelămuriri ai, scrie-ne un e-mail la support@impulsul.ro și îți vom răspunde cel mai scurt timp. În 24 de ore maxim îți răspund la orice îmi scrii, ok? Citesc toate e-mailurile personal și aștept să mă întrebi orice vrei să mă întrebi. Bine? Sper că ți-au plăcut aceste exemple de oameni care efectiv, având pasiune și talent, în diverse domenii au pornit de la zero și au știut pașii necesari ca să ajungă la succes, efectiv. Da? Ei nu mai trebuie să lucreze pentru altcineva, nu mai trebuie să facă lucruri care nu le plac, ei pot să-și trăiască pasiunea în fiecare zi. Fac ceea ce le place, devin din ce în ce mai bun făcând ceea ce le place și câștigă bani din astea. Și bani mai mulți decât oricare alt angajat la buget sau la patron în țara asta. Ok? Îți mulțumesc foarte mult pentru atenție, aștept întrebările tale. Ciao, ciao!